Domnul ministru, haideți să o luăm așa sistematic, pentru că sunteți și profesor, și un orice fel de profesor, să explicați pe interesul tuturor. Pe înțelesul tuturor. Chiar, până la urmă, pe interesul tuturor. Se vorbește despre România educată. În curând, Claus Iohannis face 9 ani de zile. S-au schimbat ministrii, a fost domnul Câmpeanu, doamna, îmi scapă numele acum, dar. Anisie. Anisie, da, a fost ceva fabulos. Doamna DECA, acum parcă așa o cheamă, da? Da, DECA. Sau Deca, DECA, da? Leca. DECA. Deca. Spuneți-mi și mie ce înseamnă acest proiect de lege până acum? Când se va implementa el? Și după aia discutăm și despre ce înseamnă această lege. Știu că aveți foarte multe uh, critici de adus la această lege. Din păcate, legea se bazează pe un uh, document. Uh, România educată, care a fost elaborat de, că, de, ce? de Cotroceni, practic, a fost cam cum spune Caragiale. O dăm anonimă și o semnăm toți, adică un document pentru care nimeni nu și-a asumat niciun fel de responsabilitate, nu știm cine anume a scris acel document. Din păcate, documentul este plin de banalități solemne, din punct de vedere științific, lipsit de valoare științifică și o spun asta cu toată convingerea și fără. Sine right Studio, știți, fără mânie și partinire, se poate verifica, oricine poate citi documentul. Deci un document lipsit de valoare științifică, din start a fost greșit de conceput acest document, în loc să pornești cu o analiză din partea unor specialiști care să elaboreze o primă versiune a documentului pe care să pui apoi în dezbatere publică, bineînțeles, la care să adaugi diverse opinii relevante, să îmbunătățești documentul, dar să ai un nucleu creat de specialiști pe baza unor cercetări. S-a pornit într-un fel populist de la consultarea publicului larg, fără să ai uh, această propunere din partea unor specialiști, efectul fiecare și-a proiectat acolo experiența lui personală, considerând-o că este canonică, că este nu o experiență personală, ci că e una exemplară, care, bineînțeles, că trebuie generalizată. Efectul a fost o colecție de Opinii uh, exprimate uneori solemn, uh, cum ar spune expresia este de la Hegel, banalități solemne, o colecție de banalități solemne acest document. Pe un astfel de document n-ai cum să creezi o lege bună, să un proiect o lege, de o lege, lege bună, n-ai cum, n-ai niciun fel de bază uh, științifică pe, bază, pe, pe care să construiești un demers normativ. Legea este un demers normativ în care spui ce trebuie să se întâmple. Ei. Și efectul este că fie s-au reluat lucruri care erau deja vechi uh, și sunt prezentate ca fiind noi, da, exemplu, în legea 1 din 2011 erau um, articole întregi despre cum trebuie făcut masteratul didactic. Uh, nu s-a aplicat niciodată acele articole de lege. Acum se reia în această lege ideea că trebuie făcută pregătirea persoanei didactice în masterat didactic ca o noutate. Deci o aberație. După, după după, două, după, după 12 ani vii și spui că e nou ceea ce se regăsește într-un document. Alte lucruri sunt centrate, documentul acesta sau proiectul acesta, de legi, sunt centrate mai degrabă pe organizarea instituțiilor din interiorul sistemului de educație. Deci nu sunt centrate pe, domnule, ce câștigă elevul, ce câștigă familia elevului. Elevul este beneficiarul primar al educației, familia elevului este beneficiarul secundar, societatea este beneficiarul terțiar. Când faci o lege, te gândești, domnule, care sunt beneficiarii? Pentru că acolo trebuie să aduci valoarea adăugată, să câștige ceva cei care beneficiază de educație. Nu s-a gândit așa. S-a gândit cum să reorganizăm instituțiile din interiorul sistemului de educație ca să obținem noi resurse. Adică, de exemplu, inspectoratele județene se desfințează. În locul lor se înființează niște departamente de educație pe lângă Consiliile Județene. Ce înseamnă acest lucru, domnul Tucă? Înseamnă că, practic, creez o nouă instituție. Și noi știm din experiența a ceea ce se întâmplă în România, dar peste tot în lume. Când tu creezi o nouă instituție în locul unei vechi instituții, o jumătate de an funcționarii din vechea instituție nu mai lucrează pentru că nu știu ce se va întâmpla cu ei. Corect. Încă o jumătate de an cei din noua instituție nu știu ce au de făcut. Nu, îți trebuie noi reglementări, îți trebuie noi birouri, sunt alți șefi, etc. Prin urmare, Primul efect a acestor legi, care nu face altceva decât să redenumească instituții, este o brambureală totală în prim, următorii doi ani, după aplicarea acestor legi, eu vă garantez și o să analizăm asta în continuare, va fi o brambureală în reorganizarea sistemului de bățăn. De ce se întâmplă lucrul acesta? E o sursă de locuri de muncă pentru clientela politică. Vă dați seama câte de locuri de inspector, inspectori În departamentele, general, pe lângă departament, consiliile județene. Pe lângă consiliile județene. Și se politizează și, apoi, și mai tare. Tot. În momentul în care ești tot, la Consiliul Județelor. Absolut. Și în plus sunt alte, de exemplu, Agenția de Asigurare a să se redenumește, deci și acolo ai nouă, nouă clientelă. Și sunt N comitete și comit se nu știu câte, 11 consilii, adică tot fel de instituții în interiorul sistemului de educație ca să reorganizeze diverse lucruri. Toți cu buget propriu, toți cu logistică, România etc. România politizată, nu România, România de, punct de vedere al educației. România, probabil, România, probabil, România clientelei politice. România educată ca să susțină clientela politică, pentru că cu siguranță de asta și legile acestea vor trece fără probleme prin Parlament, pentru că își freacă mâinile toți. cu bucurie, toți gândindu-se, Dumnezeule, în Dumnezeu, câte locuri o să avem noi acolo ca să ne angajăm noi și oamenii. Noi împărțim departamentul ei Tu departamentul gutarelui iau, eu, tu iei agent Agenția de asigurare a calității, eu iau au, eu, eu au Consiliul... Deci în afară de departamentele, de, astea sunt nenumărate agenții care sunt prevăzute la Care sunt prevăzute, sau la, care la sunt prevăzute în această lege, e o construcție mai mult decât barocă. Știți că stilul baroc este <laughs> foarte complicat. Există însă o extremă a stilului baroc, se numește gongorism, adică uh -huh. un baroc dus la exces. Ei, e o construcție gongorică, instituțională gongorică, o brambureală de instituții, care încă o din păcate, în primii doi ani vor crea un, un haos, un până haos până administrativ. nu să știe nimeni ce s Dar nu contează. Trebuie satisfăcute interesele clientelei Am politice înțeles. și probabil niște orgolii bun. Și mari pentru oameni mici. Apropo de România educată, da? Păi, ce România educată dacă... Aceste consecințe despre care vorbiți dumneavoastră, practic vreo 2 ani, sunt 2 ani de băjăială, de reașezare și așa mai departe, și nu se construiește nimic. Doi ani de haos. Cred că interesul, încoată este mai degrabă politică. să obții locuri de muncă pentru cliente la politică, politică. Și, atât, da? și, doi, să satisfaci orgolile unui sau unor oameni mici, dar care au orgoli orgolii mari. Care au orgolii mari și care vor să educe România. Da, vor să educe România. Și, sigur, care păi pleacă bun, și, ce și ar fi de făcut? nu interesează ce, -ar ce ar fi se va întâmpla după domnule profesor. Că, știți, de fiecare dată noi cu asta ne ocupăm. Să spunem, dar ce ar fi de făcut, totuși? Adică era o șansă, dacă tot vine un președinte, indiferent cine, spune, domnule, mă interesează educația, soția profesor, el profesor, inspector, și totuși vine cu o astfel de lege, ce ar fi de făcut în Parlament, în altă parte? De că, sincer, din păcate, cred că trocurile din Parlament de sunt deja făcute. Pentru că, A, da? nu, încerc să fiu realist, nu sunt pe pesimist de, de felul meu. Cred că și dacă ce construiești, alții se dărâmă mâine, mâine, trebuie să te apuci să construiești iar. Deci, e așa, ca să sfidezi măcar realitatea, dacă nu din alt motiv, să arăți că ești încăpățânat și continui să construiești chiar dacă se dărâmă în fiecare zi ce ai construit. Asta e adevărat. Dar, din păcate, aici facem cred că cu toții, asta. Da, exact. Din păcate, cred că aici sunt înțelegeri deja făcute, câștigurile celor care sunt la putere sunt evidente. Uitați, să ne uităm la biserică. Biserica a obținut tot ceea ce a vrut să obțină. De ok? Primare de ce să nu treacă o astfel de lege? Tot și-au pus bă, bă, saci în căruță și cred Mare că asta este că singurul lucru care va fi în dezbaterile de la Senat în legea învățământului că? și găsească fiecare acolo osul de ros și când vor se să identifice și să -și, da, să și accesul la diverse pârghii de finanțare după surse de finanțare, Bun. deci nu e de schimbat nimic din moment ce nu se mai poate schimba